Scandal în jurul Hotelului Național din Capitală. Proprietarul clădirii a dat start procesului de dărâmare a acestuia, iar la prima etapă a îngrădit edificiul. Autoritățile locale susțin însă că lucrările se efectuează cu mai multe nereguli. Prin urmare, astăzi primarul general Ion Ceban a revocat autorizația de demolare, gest pe care proprietarul clădirii nu l-a comentat deocamdată. Lucrările de demolare a Hotelului Național au început de dimineață, iar firma implicată spunea că totul se face legal. Îngrădirea gardului temporar pentru construcția dată, pentru care următoarele etape să fie careva lucrări de desfințare și așa mai departe. Se liberează teritoriul pentru următoare etape. Vă dați seama că nu facem noi din capul nostru fără autorizație. Pentru intervenția muncitorilor, șoferii au fost rugați să-și mute mașinile parcate în fața clădirii. Eu lucrez aici, Macaraș, n-am știut ca să închid azi. Da, gata, de-am n-o să vă puteți parca. Ce-o să faceți? Scad prin ogrez pe acolo să o pun la stroic. Din interior au fost evacuate și mai multe persoane care se adăposteau acolo. Nu toate, se pare, pentru că peste câteva am dat și noi. Știți că vine poliția și o să vă evacueze de aici. Știți de asta? Pretorul sectorului centru a declarat că a primit o notificare doar despre îngrădirea edificiului, nu și cu privire la demolarea lui. La momentul dat, din informația care noi deținem, la autoritatea publică locală nu au fost depuse careva înștiințări de începerea lucrărilor. Pretorul a precizat că autorizația de demolare a fost emisă în 4 iunie 2021, iar conform procedurii, administrația clădirii a avut la dispoziție 6 luni pentru a notifica și începe lucrările, care ar fi trebuit să dureze un an, conform permisiunii. Am cerut o explicație și de la directorul societății pe acțiuni Moldova Tur, Natalia Gaiduchevici, în proprietatea căreia se află clădirea. Despre îngrădire, ce puteți să ne spuneți? Nimic nu pot să vă zic, nu voi comenta în niciun fel. Primăria menționa încă de dimineață nereguli în lucrările de demolare a Hotelului Național. Potrivit instituției, printre acestea se numără amplasarea gardului pe drumul public și stoparea ilegală a circulației rutiere. Prin urmare, invocând aceste încălcări, în după-amiaza zilei, primarul general a semnat o dispoziție de revocare a autorizației de demolare a edificiului. Proprietarul hotelului nu a reacționat deocamdată la decizia edilului. Hotelul Național a fost dat în exploatare în anul 1978. A făcut parte din rețeaua hotelieră sovietică Inturist până în 1992 și a fost proprietate de stat între anii 1992 și 2006, după care a ajuns în proprietate privată.